contează să ne uităm la una din piesele armurii credinciosului, și anume cingătoarea adevărului sau, în altă parte, brâul adevărului. Haideți să citim de la versetul 10 până la 18, întreg pasajul, ca să ne amintim un pic și ce am discutat data trecută și apoi ne vom uita concret la partea de care ne interesează în dimineața aceasta. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cerea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, sau coapsele încinse cu adevărul în alte traduceri, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru toți sfinții. Și mai departe Pavel spunea și despre el, pentru ce să se roage frații. Dar, să zicem, pasajul acesta ne interesează pe noi în mod specific. Amintiți-vă că ceea ce spuneam data trecută era că, în esență, războiul credinciosului nu este ceva care se poartă într-o zonă mistică, nu este în mod necesar un război care se poartă cu niște lucruri, cum să spun, din acestea imateriale, în sensul de duhuri sau alte treburi de genul acesta, deși avem de-a face cu duhuri, dar nu în sensul de te lupți cu stafii, ai tot felul de lucruri, chestii de genul acesta. Nu ăsta este războiul credinciosului, nu pronunți tu judecăți împotriva celui rău, da? Amintiți-vă că Arhanghelul Mihail n-a putut să-l mustre pe Satana și a spus Domnul să te mustre, el are autoritatea să te poată mustra, deci atenție cu cine ne luptăm noi sau cu cine am vrea noi să ne luptăm. Și ceea ce Pavel spune aici în context că este războiul credinciosului, vedem un pic mai devreme în desfășurarea epistolei către Efeseni, anume războiul credinciosului se duce în împlinirea îndatoririlor care sunt enumerate în capitolele de la 4 la 6 și care vizează odată relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu biserica sau în interiorul bisericii, relațiile în interiorul bisericii, relațiile în familie, capitolul, sfârșitul capitolului 5, începutul capitolului 6, relațiile dintre părinți și copii, dintre copii și părinți, relațiile de la serviciu, deci și din comunitate, și unii față de ceilalți. Acesta este războiul credinciosului. Dacă credeți dumneavoastră că vreți să treceți la etapa următoare, la care să vă luptați dumneavoastră cu Duhul, să pronunțați sentințe împotriva Duhurilor, să provocați pe Satana la luptă, rezolvați prima dată lucrurile acestea și când veți fi perfecți în lucrurile acestea, puteți să treceți la etapa următoare. Vă garantez că aveți de luptat până la momentul glorificării dumneavoastră în aceste domenii. Și dacă nu mă credeți, cred că ar trebui să vă examinați cu sinceritate viețile și să vedeți că aveți probleme și avem probleme, am eu însumi probleme în fiecare din aceste domenii. În relația cu Dumnezeu, și fratele Florin spunea mai devreme că se simte slab în privința rugăciunii, eu mă simt, mă raliez cu el, mă atașez. Când a vorbit despre asta, am zis, fratele ăsta știe să citească gândurile. Pentru că a vorbit despre mine aici. Da? Că trece ziua și la sfârșitul zilei ai tras linie și ai zis, băi, cât timp am stat eu de vorbă cu Dumnezeu? Cât timp am arătat eu, am manifestat dependența mea față de el în a sta acolo proșternut în fața lui și să-mi vărs inima înaintea lui. Să-i, Doamne, nu pot lucrul ăsta să-l fac. Doamne, am inamicii ăștia, uite, din lume, din casă, din de nu știu unde, din firea proprie.
Uite, am probleme în relațiile mele din familie, nu mă ascultă copiii, soția n-a făcut tocana cum trebuie. Cine mă știe ce alte probleme ai și ești nemulțumit? Da, fraților, deci nu, să nu credeți că este un lucru de apucat ca să-ți placă mâncarea. Să fii mulțumit cu ceea ce, ce se pune pe masă. Să știți că este un lucru în care, poate spuneți că este o banalitate, dar Cuvântul Dumnezeu spune că dacă suntem credincioși în lucrurile mici, suntem credincioși în lucrurile mari. Dacă suntem mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu ne dă în lucrurile mărunte și mici și neînsemnate, unde Dumnezeu spune că orice facem, indiferent că mâncăm sau bem, să facem totul spre gloria lui Dumnezeu, așa suntem mulțumiți și mulțumitori și mulțumiți și în lucrurile mari. Așa avem pace cu Dumnezeu, începând de la lucrurile mici și trecând la lucrurile mari. Dumnezeu nu-ți va da pace și liniște și stabilitate emoțională și psihică în relația ta cu El până în lucrurile mari, în lucrurile serioase mari, da? Până când nu ești mulțumit cu lucrurile mici. Pentru că dacă pe tine te preocupă că nu ți-a stat bine mâncarea, cu siguranță că nu o să ai în mintea canalizată locurile mai importante ale planului lui Dumnezeu, la lucrarea spirituală, la chestiunile mai avansate din umblarea cu Dumnezeu. Da? Deci nu e un lucru, râdem noi și într-adevăr uneori e funny să discutăm despre lucrurile astea, dacă nu suntem mulțumiți în lucrurile mici, în relația cu Dumnezeu nu suntem nici în lucrurile mari. Dacă nu tratăm lucrurile mici în relația noastră cu Dumnezeu, nu o să le vindecăm niciodată pe cele mai importante. Apoi, spuneam, vă aduceți aminte data trecută că într-un război, factorii determinanți sunt vreo 3 sau 4, parcă am amintit eu atunci. Unul era evaluarea capacității de luptă. Când te duci la un război, nu se poate să nu-ți numeri soldații, nu? Spui, e și o pildă vestită a Domnului Iisus Hristos unde spune că, dom'le, care împărat se duce la război fără să-și socotească, dacă poate face față cu 10.000 ai lui, la 20.000 ai vrăjmașului? Este un lucru înțelept să faci lucrul ăsta, să-ți evaluezi capacitatea de luptă. Da? Nu te duci ca fiii lui Sceva, am auzit și noi pe unul care pronunța niște sentințe și scotea demoni. Ia ieșiți voi de aici, în numele lui Iisus ăla, lui Pavel. Și și-au luat-o pe cocoașă de nu s-au văzut. Da? Deci nu faci lucrul ăsta, nu te duci la bătăria spirituală nepregătit, da? Neînarmat, fără să-ți socotești abilitățile de luptă. De aceea, pentru cei care sunteți întorși la Dumnezeu mai de curând și care aveți un zel admirabil, de altfel, da? Luați aminte la lucrurile acestea și la ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu vă învață în privința asta. Și vă spun că e valabil și pentru cei care sunt mai avansați, că și pe noi ăștia care suntem mai de mulți ani în lucrare, în slujirea și în umblarea cu Dumnezeu, ne apucă și pe noi cât un zel din ăsta câteodată și vrem să răsturnăm munții, da? Și nu ne cheamă Dumnezeu la răsturnat munții din punctul ăsta de vedere sau în niște feluri în care nu sunt potrivite cu Cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea factor determinat pentru reușita victoriei este să știi să folosești corect armele și să le și folosești. Sau să te îmbraci cu, cum spune aici cuvântul, cu armura lui Dumnezeu, nu cu armătura lui Dumnezeu, atenție. S-ar putea să mai folosesc din reflex cuvântul ăsta armătură. Armătură este cu totul altceva. Armură este armură. A fost și sunt și niște greșeli de traducere la vremea cuvenită. Așa. Armătura este structura aceea scheletică a unei construcții metalice și aia se numește armătură. Da? Armura este armura, ceea ce poartă un soldat la război. Armătură este un schelet metalic, un ceva, da? Deci o piesă metalică, ține de mecanică, de lucruri de genul ăsta. Inginerii mecanici știu foarte bine ce înseamnă armături. Apoi să-ți cunoști bine dușmanul, inamicul. Și data trecută am vorbit extensiv despre ce face satana, cum lucrează satana, cum umblă satana și așa mai departe, cum încearcă să ne înșele satana, cum încearcă să ne amăgească, în ce feluri și așa mai departe. Fără să cunoști tacticile lui, ți-e greu să le contracarezi. Asta nu înseamnă că trebuie să te apuci acum să citești tratate de, de magie neagră, ca să știi cum lucrează satana. Nu? Sau să te apuci să cine știe ce, să umbli prin cluburi din astea rău famate ca să vezi cum este viața stricată, să știi să o combați. Nu, în niciun caz nu înseamnă asta. Da? Ci să te cufunzi în adevărul cuvântului lui Dumnezeu, să vezi cum oamenii pot să fie înșelați de cel rău și să te ferești de lucrurile acestea. De capcanele lui, de felul în care, de șiretricurile, aduceți aminte că
folosește cuvântul lui Dumnezeu aici metodeia, da? Metodele, tacticile prin care El încearcă să ne atragă și să ne biruiască. Apoi să fii plin de curaj și să nu cedezi până la sfârșit. Spune aici cuvântul să ne întărim, să ne îmbrăcăm, să ținem piept, să insistăm, să luăm toată armura, să ne împotrivim, să rămânem în picioare, să biruim totul, să fim pregătiți continuu, să veghem cu toată stăruința, să ne rugăm constant. Da? Vedeți? Sunt lucruri care ne îndeamnă să nu cedăm. Nu? Dacă ar fi fost vorba de un singur glonte pe țeavă, da? Atunci Dumnezeu probabil că ar fi spus păstrați glonțul de argint sau cum îi zice, da? Pentru împușcătura finală. În rest nu contează. Da? Nu, nu, nu. Zice, insistați. Și vedeți, sunt acțiuni aici. Luați, faceți, vegheați, da? Cu toată stăruința, cu rugăciune, stați gata. Având, luați cutul credinței. Deci sunt toate acțiuni, îndemnuri. Da? Sunt ca și niște porunci, parcă, vedeți așa, am putea să facem o listă din ele cu ce to do, știi? Ce să faci? 1, 2, 3, 4, sunt foarte clar definite ca fiind acțiuni pe care, la care suntem chemați să le facem. Însă, în toată povestea aceasta, secretul succesului este să stăm încrezători în Domnul și în puterea tăriei Lui. Nu poți birui la lupta asta prin puterile proprii. Asta este unul din principalele adevăruri sau unul din fundamentele a tot ceea ce vedem noi în Cuvântul Lui Dumnezeu în ceea ce privește bătălia credinciosului sau războiul credinciosului. Și foarte interesant că dacă vedeți, Dumnezeu spune despre anumite piese ale apărării noastre, da, zice platoșa neprihănirii, mijlocul încins cu adevărul, picioarele încălțate cu așa, dar pe urmă zice, pe deasupra tuturor acestora, adică ceva ca un fel de scut care apără toate aceste piese, spune luați scutul credinței. Da? Asta este ca un fel de primă armă, asta e linia întâi a frontului, da? Credința. De ce? Pentru că asta este baza tuturor. Da? Credința că Domnul este Cel care ne dă victoria. Celelalte arme sunt arme pe care să le folosim în luptă în mod activ sau pasiv. Unele sunt activ, altele sunt pasiv. Da? Dar ăsta este ceea ce ne ține pe noi în echilibru. Scutul, zice, acolo se lovesc, asta este prima linie a frontului. Dacă ești slab în credință, celelalte arme vor fi de puțin ajutor pentru tine. Da? De ce? Pentru că pătrund săgețile arzătoare ale celui rău. Și aici vedem cele 7 elemente ale armurii care, vă amintiți, este a lui Dumnezeu, nu este a noastră. Un alt lucru interesant în treaba aceasta. Însă, Pavel spune în versetul 13, după ce ne spune că în versetul 12 că avem de luptat nu împotriva dușmanilor lumești pe care zicem am putea cu sabia fizică să-i învingem, da? Cu puterea fizică să-i învingem sau cu puterea istețimii noastre să-i învingem, ci zice aveți de luptat cu domnii, stăpâniri, lucruri care țin de lumea spirituală. Și habar n-avem noi ce lupte se dau în jurul nostru, dacă mă iau ochii deschiși din punct de vedere spiritual, să poată fi vizibile duhurile care încearcă să ne intre în minte, să ne pătrundă în gândire, în comportament și așa mai departe. Am fi speriați realmente de ce am vedea în jurul nostru întâmplându-ne și cu adevărat am alergat la instrumentele acestea, la piesele acestea ale armurii pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Ce înseamnă ce sens are acest cuvânt armură? Este evident că este vorba de ceva figurat, de un metaforic, nu este vorba de o armură fizică cu care te îmbraci, că nu se găsește de vânzare la Stefanus nimic din ceea ce vedeți aici, ci pur și simplu sunt lucruri, haruri spirituale. Sunt instrumente ale credinciosului care ele însele sunt de la Dumnezeu, dăruite de Dumnezeu și nu am văzut, nu cred că veți întâlni vreodată în istoria creștinismului pe o singură persoană care să le dorească cu toată sinceritatea și să vrea să le folosească și Dumnezeu să nu îi le dea. Oricare dintre ele.
oricare dintre ele. Toate sunt accesibile oricărei persoane care dorește cu adevărat să-L urmeze pe Dumnezeu și să poarte acest război. Vedeți că asta nu se, pasajul acesta nu îl adresează Pavel cuiva personal. Nicăieri nu spune că tu trebuie să lei, pastorul trebuie să fie înarmat cu toate astea, ceilalți credincioși nu. Nu, ci adresat bisericii în general. Și pasajul acesta nu se mai regăsește în alte epistole, dar noi știm că epistola asta către Efeseni, mulți comentatori spun despre ea că n-a fost scrisă în mod specific pentru cei din Efes, și a fost scrisă primordial pentru cei din Efes, dar a fost circulată în multe alte biserici, pentru că vedem fragmente întregi din ea preluate aproape mot-a-mot și în epistola către Coloseni. Epistola care la rândul ei a circulat la mai multe adunări, la mai multe biserici. De aceea avem toată încredințarea să spunem că aceste sfaturi, aceste îndemnuri, aceste porunci de la Dumnezeu sunt adresate tuturor credincioșilor. Nu se face diferență nici în interiorul unei biserici cine trebuie să poarte aceste piese și nici în ceea ce privește o biserică sau alta. Asta poartă americanii astea că ei sunt mai pricepuți la război. Nu? Că ei tot poartă războaie de mai mulți ani încoace și când e pace la ei trebuie să inventeze un război. Știți? Pink spunea, apropo de scopul cu care să purtăm această armură a lui Dumnezeu, că ea este absolut esențială pentru că noi nu ne luptăm împotriva dușmanilor trupești, ci împotriva celor spirituali, nu împotriva dușmanilor omenești care nu sunt mai puternici decât noi, ci împotriva puterilor și stăpânirilor întunericului. Deci, acest lucru este subliniat în aceste versete pentru a ne arăta grozăvia conflictului spiritual de care avem parte. Nu este un conflict imaginar și nu trebuie să înfruntăm vrăjmași obișnuiți, ci vrăjmași spirituali, supraomenești, invizibili. Acești vrăjmași caută să distrugă credința și să ne inducă îndoială. Ei caută să distrugă speranța din noi și să ne ducă la disperare. Ei caută să distrugă umilința și să producă mândrie. Caută să producă pacea, să distrugă pacea și să producă amărăciune și răutate. Ei caută să ne distrugă bucuria în lucrurile cerești. Atacul lor nu se face asupra trupului, ci asupra sufletului. A rămâne în picioare este opusul căderii și este echivalentul unei fugi cu lașitate. Știți că se zice fuga, cum se zice, salvează bostănăria sau nu știu cum era asta. Nu frica salvează bostănăria, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Nu e așa la credincios. Da? A fugi din calea unei bătălii spirituale este echivalent ca și cu a te da bătut. Ok, înțeleg. Dacă înțelegi că bătălia spirituală nu-i pentru tine, nu te băga. Cu totul altceva. Da? Și vreau să vă relatez unele lucruri care s-au întâmplat și la care am fost martor în viața mea și am fost un pic așa. Depinde. Eram la un moment la rugăciune și a spus cineva, zice, hai să ne rugăm pentru niște frați care au fost chemați de Dumnezeu să se ducă să predice Evanghelia printre musulmani. Am zis, ok, fantastic, ne rugăm. Dar cum se duc să predice Evanghelia printre musulmani? Păi se duc acolo și se duc în piață și încep să predice și așa. Ok, poți să fii chemat la așa ceva, dar dați-mi voie să vă spun că în condițiile lumii de astăzi, nu văd ce eficiență ar avea să te duci în Siria acum, de exemplu, și să în zona de influență a statului islamic, duci în localitate de acolo, te ridici pe un scaun din ala și începi să predici despre Iisus Hristos. Ok, următoarele 20 de minute, dacă vei trăi, e mult spus. Da? E ceva neînțelept. E clar că nu este o bătălie spirituală la care un om normal trebuie să fie chemat. Da? E limpede. Tocmai am citit un misionar care s-a dus prin Egipt acum 1800 și ceva și s-a dus de mai multe ori în piața publică, s-a apucat să predice despre Iisus Hristos, l-au luat musulmanii și pentru că era un om și important, era ceva trimis al Angliei acolo, ceva de ce avea o calitate oficială, le-a fost teamă să-l ucidă, dar l-au expulzat din țară și au zis te întorci și te apuci de același lucru. Ne pare rău, va trebui să te pedepsim. Omul ăsta ce a stat acasă, dar
apucat să s-a întors înapoi și s-a făcut exact același lucru, lipsit de înțelepciune din punctul meu de vedere, și oamenii l-au tăiat capul imediat și au rezolvat problema cu el. A câștigat ceva? Nu cred că a câștigat ceva din perspectiva eficienței în lucrare și a înțelepciunii de a trata lucrurile astea. Ok, a rămas în istorie ca un martir. Fantastic. Problema este ce ai lăsat în urmă. Dacă ai influențat cu ceva, dacă ai fost o mărturie, dacă te-au prins, de exemplu, cum sunt cazurile astea, când, dom'le, ești acolo într-o misiune ceva, te-au prins, te-au legat, te-au dus în piața publică, știi că oricum o să știi care ți-e sfârșitul, ok, bun, asta e cu tot o altă situație când te duci în situații, când ești în circunstanțe de genul ăsta și mai ai o ultimă șansă să spui ceva și singurul lucru pe care îl poți face este cu adevărat să-L urezi pe Hristos și să-L predici pe El. Da? Dar a te duce tu de la sine în circunstanțe de genul ăsta mi se pare o chestie total neînțeleagă. Am văzut alte situații în care am auzit de persoane care se duceau în cârcium din astea, în baruri, așa, și beau cot la cot cu oamenii de acolo, doar ca să aibă, cum să spun, să facă relații, să facă conexiuni, să-și facă prieteni, să poată să-i evanghelizeze pe așa. Băi, dar în momentul în care deja aburii se ridică, ce claritate poți să mai ai? Adică, bun, printre ei să zicem că nu este niciun credincios, evident că oamenii normali, credincioși normali, nu se duc acolo. Și nu spun că aia, ăla n-ar fi un teren de lucrare, înțelegeți? Dar problema este, trebuie să te gândești foarte logic. Oamenii aia, marea mea, 90% dintre ei ies de acolo pulbere de beați, de beți, da? E clar că n-ai cu cine să comunici. Nu ăla e locul în care trebuie să îi evanghelizezi. Asta este absolut evident. În altă circunstanță m-am întâlnit cu cineva care, o familie, care s-o soție, care spuneau că ei, lucrarea lor la care i-a chemat Dumnezeu este aceea de a salva pe fetele care fac video chat și de astea, nu știu ce, pe internet, cu dezbrăcatele. Problema, eu am fost uimit, am zis, păi, slavă Domnului dacă se ocupă de lucrul ăsta, da? Dar m-am gândit, ok, practic, cum faceți? Și au zis, păi, ne logăm pe site, așa, și ne conectăm, aflăm unii de alții și nu știu ce, și pe urmă venim aici în România și le salvăm pe bietele fete. Ok, și cine face lucrul ăsta? Că dacă face soția, ok, e una. Deși și soțiile pot fi afectate de lucrul ăsta, nu? Dacă face soțul, e cu tot o altă discuție. Nu? Nu, că nu suntem imuni la treaba asta. Ok, nu? Imuni. Anii au trecut, n-am avut încredere, că ne-au chemat pe noi ca să îi ajutăm cu evanghelizare, cu nu știu ce, cu tare. Și eu am fost reținut, dar, domnule, n-am avut libertatea conștiinței să mă duc în zona asta și așa. Am zis, ok, ne-am despărțit, mulțumim, la revedere, succes și așa mai departe. Dar ideea este că după câțiva ani de zile am aflat de persoana în cauză, că persoanele în cauză, că mai sunt încă în România. Și am zis, uite mă, mai au încă lucrare aici în România. Și m-am rugat să vedem ce fac. Știi, ce altă lucrare. În lucrare nu mai se află decât dânsul. Da? Semn că e clar că au intervenit niște probleme de infidelitate între el ca bărbat și soția lui. Orică soția a călcat pe bec, orică bărbatul a călcat pe bec, nu știm care a fost cel care, așa, nu e treaba mea să aflu lucrul ăsta, dar este cert că din moment ce ei nu mai sunt amândoi în lucrare, e clar că unul dintre ei s-a pierdut pe drum, da? Și în plus face lucrare așa, tot felul de ciudățenii, așa, construiește cu biserica ortodoxă tot felul de chestii, are o teologie foarte liberală, foarte problematică. Asta este consecința a te băga undeva unde e neînțelept să te bagi. Într-un război unde nu te cheamă Dumnezeu să te bagi, sau dacă te cheamă Dumnezeu să te bagi, te cheamă să te bagi într-un mod foarte atent, foarte înțelept și să nu te expui tu însuți la lucruri la care poți să arzi. Dar poți să fii afectat. Opinia mea este că, de exemplu, pentru un bărbat creștin să se amestece într-o lucrare de genul ăsta este total nepermis. De aceea, astea sunt elemente ale războiului la care Dumnezeu nu ne cheamă pe noi. Este un război spiritual. Nu
în felul acesta se poartă războiul spiritual. Poți să spui Evanghelia la mii de oameni, da? Și să scoți pe oameni, poți să te întâlnești pe stradă cu cineva și să-i spui Evanghelia și persoana aia care i-a spus Evanghelia acasă să fie una dintre cele care se își pune camera pe ea. Înțelegeți? Nu e obligatoriu să intri neapărat pe canalele alea ale răului ca să poți să dai de persoanele care practică răul în felul ăla, ci poți să te duci și să fii activ pe stradă și oriunde ești și Dumnezeu o face de așa manieră încât prin mijloace normale de predicare, de răspândire a Evangheliei, să ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Dar acum, ca să ajungem la tema de astăzi, aș vrea să vorbesc un pic despre ce înseamnă a avea mijlocul încins cu adevărul. Vedeți că Pavel plasează această piesă a armurii ca fiind prima. E ca și cum ai pune fundamentul unei clădiri, fundația unei clădiri, temelia ei. Spune, aveți mijlocul, având mijlocul încins cu adevărul. Adevărul este, dacă vreți, baza întregii noastre lupte spirituale. Este baza credinței noastre. Pavel, de altfel, nici nu se dezminte. El constant a făcut acest lucru. Constant a spus, a tratat prima dată aspectele teologice care țin de adevărul și după aceea fundamentele teologice a clădit aspectele practice. Poți să pui căruța înaintea cailor niciodată, nici în ceea ce privește trăirea creștină. Dacă vrei să trăiești corect din punct de vedere creștin și plăcut lui Dumnezeu, trebuie să cunoști felul în care trebuie trăit creștin și trebuie să cunoști aspectele teologice prima dată ca să poți să le faci aplicația practică. Poți face aplicații la ceva care încă nu cunoști din punct de vedere teoretic cum stau lucrurile. Da? Nu poți să vedeți la matematică, dacă vă duceți aminte în clasele din când făceam școală, prima dată ni se prezenta teorema și după aceea ni se făcea demonstrația ei. Da? Și făceam aplicații. Niciodată n-am fost puși să rezolvăm probleme la care nu ni s-a predat teoria. Dacă vi s-ar da să rezolvați o problemă la care nu vi s-a predat teoria înainte, a spune că ceva e anormal cu profesorul noastră. Dar Pavel este un profesor desăvârșit din punctul acesta de vedere. El întotdeauna predică teoria și după aceea spune, iată cum se aplică în practică. Așa este și aici, în ceea ce privește instrumentele acestea pe care Dumnezeu ni le dă ca să ne apărăm și ca să ducem bătălia spirituală. Le spune, primul lucru și cel mai esențial este să cunoașteți adevărul. Fără a cunoaște adevărul, n-am fi decât niște copii ale fiilor lui Sceva, care ne-am apucat să ne luptăm noi o luptă pe care, unul, nu este a noastră, nu suntem chemați să o luptăm și nici nu vom fi în stare să o ducem la bun sfârșit. Mijlocul, dacă vreți, este, în altă parte, Petru zice despre coapse, zice, încingeți-vă coapsele minții voastre. Da? Mijlocul este centrul acțiunii. Pe mine mă doare câteodată în mijlocul foarte des, pe fratele Florin la fel, că discutăm așa noi deseori pe această temă, pe soția mea la fel. Și știți cum este? Când te doare în mijlocul, ești incapabil să faci absolut orice. Mintea ți-este ocupată cu durerea, da? Emoțiile sunt ocupate cu așa ceva, că ai dureri groaznice și simți că te sfârșești, da? Și apoi ești incapabil să te miști în orice direcție. În orice direcție te mișca, te doare. Nu poți să faci nimic, nu poți să ridici nimic, nu poți să să alergi, că te doare, nu poți să te miști nici în dreapta, nici în stânga, nu poți să te apleci, nu poți să te dai pe spate, nimic. Da? E centrul acțiunilor. Dacă acolo se petrece ceva în regulă, ești incapabil să faci orice. Duceți-vă la spitalul de neurochirurgie și o să vedeți acolo exemplu perfect de oameni care sunt incapabili să facă orice. Lor trebuie să le faci și tratament psihiatric și de asta de încurajare, că săracii îi tai pe coloană și trebuie să le scoți de acolo părți din disc, din nu știu ce, ca să poată să funcționeze după aceea normal. Da? Păi ei trebuie să îi tai, păi ei trebuie să nu știu ce, și sunt cele mai riscante, unele dintre cele mai riscante intervenții chirurgicale. De aceea, Pavel zice, adevărul este în centrul a ceea ce înseamnă a fi creștin. Dacă nu stai pe adevăr, nu ești creștin, cu alte cuvinte. Da? Și o spune Pavel în multe alte circunstanțe, o spune Domnul Iisus Hristos în enorm de multe circunstanțe.
Într-un loc spune Domnul Iisus că adevărul ne va face liberi. Da? El ne face liberi de minciunile lui Satana, de minciunile eului nostru, de minciunile lumii acesteia. Dacă nu stai pe adevărul lui Dumnezeu, ești departe de orice abilitate de a lupta împotriva celui rău. Spunem, tot Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, spune că armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții. Vedeți din nou apelul la minte. Aici se află centrul. Da? Când vorbește despre despre coapse, nu vorbește Pavel aici în Efeseni de coapse în sensul de mijloc fizic al omului, ci centrul acțiunilor lui. Centrul acțiunilor lui întotdeauna este mintea. Da? Ce gândești, aia faci. Este limpede. E și un verset în Proverbe, nu e tradus foarte corect în Cornilescu, dar în engleză spune cam how a man thinks in his heart, so is he. Cum un om gândește în inima lui, adică în mintea lui, că nu gândește omul cu inima, gândește cu mintea, da? Cum un om gândește în mintea lui, așa este el, sau așa este el în practică, dacă vreți o traducere mai corectă. Așa cum ce-ți propui tu în mintea ta, aia și faci în practică. Nu spuneți că faceți ceva ceea ce nu vă propuneți cu mintea. Ați fi demn de dus la, cum îi zice, Gheorghe Marinescu. Da? Nu, așa îi zice spitalul? Parcă așa îi zice. Nu, Marinescu este o vrejă. Whatever, numărul 9, ca să fie mai... Da? Deci dacă un om ar face altceva decât ceea ce își propune în mintea lui să facă, ar fi o chestiune anormală. Dacă mintea nu e de acord cu ceea ce faci tu, ești de dus la spital cu siguranță. Da? De aceea Pavel spune că este central ca adevărul să fie înrădăcinat în mintea noastră și după aceea să îl aplicăm în practică. Și spune aici, noi răsturnăm izvădirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ok. Mama, opus adevărului este ce? Minciuna. Noi știm că Dumnezeu este adevăr și minciuna este cine? Satana. El este tatăl minciunii și zice... Domnul Iisus zice, el de când este minte? Zice, de la început este un mincinos. De aceea, oricine nu stă în adevăr, stă în minciună. Satana are izbândă acolo unde oamenii sunt ignoranți, unde nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Acolo are izbândă. Uitați-vă la lumea asta inundată de minciună, cum Satana o mânuie ca pe niște păpuși, ca la teatru de păpuși, cum se joacă oamenii aia și păpușa face exact ceea ce vrea păpușarul. Așa face Satana din lumea aceasta. De ce? Pentru că oamenii nu vor să audă de adevăr. Și dacă le pune adevărul în față, îi zic că nu îi interesează. Uitați-vă la lumea asta ortodoxă în care trăim 90% din oameni care trăiesc în minciuni groaznice. Dacă le pui cuvântul lui Dumnezeu în față și văd că practicile lor sunt total aiurea, să uite de parcă ar vedea pentru prima dată o scriptură în viața lor. Mi se pare că e ceva total anormal ceea ce gândim noi. Ne întreabă dacă Biblia asta este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu sau nu cumva am prefăcut-o noi, am transformat-o noi, am mânuit-o noi. Da? Satan are izbândă acolo unde ignoranța, necunoașterea, indiferența față de adevăr domnesc peste sufletele oamenilor. A rămâne în adevăr mai înseamnă și a fi sincer în adevăr, dragii mei. Nu este tot una să cunoști adevărul cu a trăi adevărul. Sunt mulți oameni care cunosc bine adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Ioan spune, au fost mulți printre noi, dar au plecat dintre ai noștri ca să dovedească că nu erau de fapt dintre ai noștri. Dragii mei, e un lucru să cunoști adevărul și alta este să fii dornic să ți-l însușești cu adevărat, cu toată sinceritatea. Pink spunea, puterea credinței stă în sinceritatea ei. Puterea credinței stă în sinceritatea ei. Vedeți, Domnul Iisus Hristos n-a mântuit pe oamenii care cunoșteau cel mai bine adevărul. Și aia, cum îi zice, uitați-vă comparativ, ucenicii Domnului Iisus Hristos ce înțelegeau din pildele Domnului Iisus, nu înțelegeau mare lucru, că mereu îl întrebau, dar când Domnul Iisus Hristos a predicat împotriva fariseilor și a cărturilor, cuvântul spune de mai multe ori
Ei au înțeles bine că despre ei vorbea. Deci nu erau niște oameni necunoscători în ceea ce privește lucrurile pe care Domnul Iisus le predica. Pricepeau foarte bine despre ce era vorba, ba încă pricepeau și apropourile pe care Domnul Iisus le bătea. Că nu vorbea totdeauna direct pe față. În anumite circunstanțe a vorbit pe față, în altele în pilde. Da? De aceea e foarte important. Știi adevărul, dorește-ți-l cu toată inima și cu toată sinceritatea. Chiar dacă știi că în viața ta sunt lucruri care se opun adevărurilor pe care Dumnezeu ți le prezintă în față. Dacă Dumnezeu te mustă, de exemplu, astăzi sau mâine sau duminica viitoare cu ocazia unei predici, conștientizează lucrul ăsta în mintea ta și pune-ți-l la inimă și zici, Doamne, simt că mă opun, că firea vrea să se opună acestui lucru pe care Tu-l vrei transformat în viața mea. Dar te rog, zdrobește-mi voința aceasta care stă împotrivitoare la ceea ce Tu mi-ai dat pe față în viața mea. Du mai departe lucrarea ta. Îmi doresc cu toată sinceritatea să fiu mai sfânt. Știu că mă lupt în zona asta sau în zona asta. Dar du mai departe lucrarea ta. Dorește-ți cu sinceritate ca Dumnezeu să depășească orice limită în ceea ce privește supunerea ta față de El. Să treacă peste orice barieră, peste orice dorința ta de a ține, de a te ține agățat de lucrurile lumii astea. De a te ține agățat de ambiții personale, de lucruri care poate te opresc să fii mai eficient și mai aproape de Dumnezeu, mai eficient în lucrare. Spunem, iată atitudinea lui David când a fost prins cu păcatul lui, spune Psalm 51:6. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimă, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Aceasta să fie rugăciunea noastră și atitudinea noastră atunci când dăm de adevăr. Da? Și adevărul îl avem în fiecare zi în fața ochilor. Nu spuneți că citiți Scriptura fără să vă spună nimic Dumnezeu în oricare din zilele când o citiți. Este imposibil, nu cred lucrul ăsta. Și când citiți Numeri, Dumnezeu are ceva să vă spună acolo. Da? Apoi, în Efeseni 6:24, ultimul lucru aici spune: Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. În original are sensul de sinceritate. Spune, e ca și cum am traduce: Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos cu sinceritate, cu toată inima, cu deschidere totală. Doamne, Te iubesc așa cum sunt eu, stricat și cu multe minusuri și cum știu ce, Te iubesc așa de mult că vreau să mă schimb, vreau să mă transform. Las orice, Doamne, pentru Tine. Nu, și asta este, în esență, chemarea la Evanghelie. Când Domnul Iisus spune, acela care nu-și urăște tata, mama, fiu, frate și așa, sau acela care nu mă iubește pe mine mai presus decât orice altceva pe lumea aceasta, nu este vrednic să fie ucenicul meu. Înseamnă asta că trebuie să ne urâm pe apropiații noștri sau să nu iubim deloc pe ceilalți, că lasă, că așa e arăt lui Dumnezeu, că îl iubesc pe el mai mult. Nu, ci să-l iubești cu sinceritate pe Dumnezeu. Să-L iubești mai presus decât orice, dar cu toată inima. Doamne, vreau să Te iubesc mai presus de orice. Pink spunea la fel că, zice, sunt mii de protestanți care au dragoste pentru Hristos, similară cu cea pe care romano-catolicii o au pentru mama lui Maria. Și este vorba de o dragoste firească, un sentiment omenesc, o emoție lumească. Dar dragostea adevărată, spirituală pentru el, îl determină pe creștin să se străduiască să-i fie plăcut. Este o dragoste care are o intensitate practică, o dragoste care conduce la o ascultare sfântă față de El. Primul test la care omul a eșuat, dragii mei, este sinceritatea în a sta în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, Eva asta a făcut. A lăsat ca mintea să-i fie condusă de altceva decât de adevărul a ceea ce Dumnezeu îi spusese. Aici a fost atacul pe care Satana l-a dat și aici a și câștigat. Aici se câștigă Satana constant în viețile noastre, în a ataca adevărurile Cuvântului Dumnezeu sau în a ne ataca în zonele în care încă nu cunoaștem adevărul Cuvântului Dumnezeu sau nu îl prețuim suficient. Și acum am să tratez câteva aspecte care țin de importanța fundamentării pe adevărul Cuvântului Dumnezeu și aspecte, aplicații practice, pe care trebuie să recunosc, nu sunt idei preponderente ale mele, sunt idei preluate din cartea lui William Gurnall, care se numește
creștinul în armură completă sau în armătură completă, cred că este tradus acolo. Cred că o mai puteți găsi, este în două volume, este ediția prescurtată a cărții, unei cărți care este de vreo 1000 și vreo 400 de pagini, în original în limba engleză, a lui Gurnall. Se mai găsește, cred, sper să se mai găsească la Stephanus. A citit cineva cartea asta? Mi pare cunoscută, două volume. Da, șapte. Două volume cu un soldat pe copertă, unul roșu, unul albastru. A mai citit cineva? Este una dintre cele mai fantastice cărți pe care o puteți citi pe tema asta a bătăliei credinciosului. Este, o să descoperiți în stilul puritan de a desface firul în 44, dar este excepțională. Capitolele, îndeoseb capitolele care vizează sinceritatea credinței, sunt absolut o dulceață, cum să vă spun, dulceață pe fiecare pagină, așa. Vă recomand să o căutați și să o citiți. Se și găsește încă la niște prețuri din astea. A fost scoasă în România undeva prin anii 92-93, deci încă o puteți găsi la un preț așa de aproape de nimic, dacă se mai găsește, sper că se mai găsește. Dar aș vrea să spun așa, câteva lucruri care marchează importanța fundamentării pe adevărul cuvântului Dumnezeu, așa cum spunea și Gurnall, așa cum l-a reiterat Gurnall. În primul rând, a fi fundamentați pe adevărul cuvântului Dumnezeu ne protejează de natura diabolică a învățăturilor false. Și Gurnall spune așa, un absces la cap poate fi la fel de mortal ca unul la stomac. Iar o judecată coruptă în materie de adevăruri fundamentale ucide la fel de sigur ca o inimă dezrădăcinată. Mulți oameni susțin că orice religie îl poate salva pe om, numai el să urmeze lumina. Nu, și vedem astăzi asta. Nu contează, spun ei, ceea ce crezi atâta timp cât tu crezi ceva. Dar imaginația lor creează tot atâtea drumuri spre cer cât ne spune Biblia că sunt spre iad. Acest raționament omenesc poate suna frumos, dar sfârșitul lui nu conduce la Hristos, care spune că nu există alt drum spre viață decât prin el. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 14:6. Ioan declara că oricine nu se ține strâns de unica doctrină adevărată a lui Hristos este pecetuit pentru eternitate ca un om pierdut. Iar cel ce nu-l ia pe Dumnezeu ca partea lui înainte de moarte va fi luat de diavolul imediat după ce a murit. Un om care nu mănâncă suficient va muri, dar cel ce înghite o travă va muri mai curând. Așa zicea și Petru în 2 Petru, capitolul 2, primele 3 versete. În noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furii și erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulții vor urma destrăbările lor. Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Iar în locomia lor în locomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar o sânda-i paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Problema este că învățătorii falși sigur se vor duce în iad. Problema este ce facem cu cei care îi ascultă pe acești oameni. Da? A doua folos, ca să zicem așa, a doua utilitate de a fi fundamentați pe adevăr, pe adevărul cuvântului Dumnezeu, este aceasta. Ne ocrotește împotriva vicleniei impostorilor. Înșelătorii nu atacă pe cei care sunt bine rădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu, ci pe cei care sunt nestatornici, ignoranți, necunoscători. Nu? Pavel zice despre apostolii mincinoși că sunt niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu este de mirare, zice, că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. În altă parte spune în 2 Corinteni 11, spune, dar mă tem ca după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, metodeia, da? Tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă e vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine? Deci, vedeți, sufletul omenesc, natura, firea omenească, este tentată să creadă mai degrabă o minciună și să îmbrătișeze decât pe cel ce spune adevărul. De ce? Pentru că adevărul întotdeauna doare, dragii mei. Mai bine fi expus la 10.000 de predici care te tăvălesc prin țărână și nu-ți plac, da? Decât să fii
mângâiat și gâdilat, da? De tot felul de mesaje care, ce bine mi-a mers astăzi, mesajul de astăzi a fost parcă pentru mine, mi-a mângâiat inima rănită. Nu, dragii mei, Domnul Iisus Hristos vrea să taie cu sabia aia, așa, cu două tăișuri, și în sus și în jos, da? Să despartă lucrurile care ne țin departe de El, să le despartă de noi, și asta ne doare. Da? Când un mesaj, când ai plecat de la biserică zdrobit în inima ta din cauza unui mesaj care ți-a atacat lumescul din tine, slăvește-L pe Dumnezeu. Meditează la aia, nu sta de vorbă pe drum cu nimeni. Știi ce făceau puritanii? Îi despărțeau pe oameni când plecau de acasă să nu stea de vorbă. Îi puneau să ia fiecare pe o cărare numai să nu vorbească între ei. De ce? Ca să poată să mediteze în timpul acela la lucrurile pe care le-au auzit. Am nu spun că trebuie să o luăm fiecare pe câte o stră să ne împrăștiem ca niște furnici, dragii mei de aici. Dar pe de altă parte să rememorăm ceea ce am auzit din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este important pentru viețile noastre. Când ai, mai ales când ai auzit un mesaj din ăsta care ți-a, cum zice acolo un cuvânt, prick the heart, care a străpuns inima, lasă ca acea străpungere să atingă viața ta tot mai mult, meditează mai mult la lucrul acela, întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu, întoarce-te la mesajul respectiv și ascultă-l de 10 ori până când ai în inima ta convingerea aceasta că, Doamne, într-adevăr domeniul acesta din viața mea trebuie schimbat. Și vorbesc și pentru mine asta. Da? Satana și oamenii lui și cei pe care îi conduce atacă nu pe cei care sunt fundamentați în cuvântul Dumnezeu, ci pe cei lezne crezători, cum zice cuvântul. Adică cei care sunt gata să aplece urechea și aici și colo și colo și am ascultat și o predică de acolo și m-am dus și la Pentecostal, m-am dus și la Cutare, m-am dus și la Sala Palatului, m-am dus și la nu știu ce evanghelizare și am ascultat tot felul de chestii și lui, dacă acelui om spunea Spurgeon la un moment dat, zice, dom'le, este curios cum de dimineața vine un predicator care spune ceva și spui amin și seara vine un alt predicator și spune exact pe dosul la ceea ce s-a spus dimineața și tu zici amin și aleluia. Come on, nu se poate așa ceva. Este imposibil. Dacă stai în adevăr, nu poți să nu distingi lucrurile. Nu poți să spui amin la absolut orice ți se spune. Gornal spunea despre oamenii aceștia lezne crezători, care n-au niciun fel de discernământ să aleagă ce e bun și ce nu este bun, pentru că n-au un fundament, n-au o cunoaștere a Scripturii, că zice, ei beau fără să le pese, beau din cupa fiecăruia și nu bănuiesc niciodată că treptat ajung ei să fie ei înșiși și otrăviți. Da? Așa este, dacă ți se dă o travă câte puțin și e dulce, nu ai niciun fel de problemă, dragii mei. O bei și ajungi la un moment dat la spital. Da? Satana îi mai atacă pe cei imaturi spiritual. Pavel zice în capitolul 4 din Efeseni, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de practică. Nu, de învățătură. Aici este centrul acțiunii lui Satana. Aici atacă el primordial. Da? La învățătură. Prin viclenia oamenilor și prin șietenia lor în mijloacele de amăgire. Ci credincioși cui? Adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos. Gornal spunea, dar ce copiii presupun că totul este bun dacă este dulce, nici nu este greu să-i ispitești să mănânce o travă ca pe zahăr. Da? Vreau aminte, aveam 5 ani, am fost la pescuit cu verii mei, care erau mult mai mari, imaginați-vă, tata a fost ultimul dintr-o familie de 10 copii, așa, și eu aveam veri care asistam la mormântările lor, știți? Și, da, și un văr de-al meu, eu eram 5 ani, el avea 18 ani și la 18 ani cu mintea, așa, ne-am dus la pescuit, iulie 30 și ceva de grade bărăgan, și ne-am luat pescuit, ne-am întors acasă, hai să împărțim prada, nu știu ce făceam noi pe acolo între băieți. Și el mai era cu încă un tovarăș de-a lui și au pus să fiarbă niște vin. Eu zic, ia-mă și tu. Și eu am învățat că acasă nu pui gura că ți-am făcut fundul roșu. Am refuzat prima dată. L-au îndulcit frumușel ei și eu zic, ia suc. Da, e frige, lasă că stat în soare. Și am luat și am băut bărdaca de suc. Înțelegeți? Și era dulce. Mi-a plăcut. Problema e că atunci când am ajuns acasă, ceea ce țin minte, deși acum rememorez lucrul ăsta, ce țin minte era că
mă certam cu casa că de ce vine spre mine. Înțelegeți? Dar știți care ce a fost mai tragic? Tragic a fost că am stat în comă 9 ore, am fost pe paginile tuturor ziarelor, aveau Ceaușescu să ajungi VIP, era ceva, înțelegeți? Și vărul meu era că poate să ajungă la pușcărie din cauza asta. Și numai prin Harul lui Dumnezeu am scăpat. Vedeți? Asta este. Cei leznecrezători, cei imaturi spirituali, cei care sunt copii, sunt foarte, cum zice pe engleză, liable, foarte predispuși la această înșelătorie a celui rău. De aceea, dacă ești convertit mai recent, agață-te, alipește-te de un frate, de o soră care știe mai bine cuvântul lui Dumnezeu, nu știi ceva, nu te apuca să faci ceva. Nu te apuca de vreo lucrare spirituală dacă nu ești sigur că stăpânești bine lucrurile. Du-te la fratele păstor, du-te la prezbiter, du-te la cutare, la cutare, întreabă. Ajută-te, de asta suntem o familie. Dragii mei, poate că unii care sunteți mai noi pe aici ați fost deranjați de, sau v-ați pus întrebarea oare de ce fratele Florin pune întrebarea cu banii, cu nu știu ce, nu a putea fi rezolvată. Altfel, e o nevoie, ca într-o familie. Nu vă supărați, că în familie dacă ai nevoie să muți niște bani din buzunarul tău ai soției sau cardul mai bine la soție și invers câțiva mărunți, nu faci lucrul ăsta, adică care-i problema? E o chestiune normală, mie mi se pare mică în regulă. Așa, eu așa văd lucrurile, da? Pe cei nestatornici îi mai amăgește satana, îi atacă. Cei care nu-și ancorează gândirea în totalitate în cuvântul lui Dumnezeu. Ei cred și ceva de acolo, mai citesc în cuvântul lui Dumnezeu că nu prea e de acord, dar zice, lasă-mă că fratele a avut har, a avut duh, a predicat cu putere, a nu știu ce, știți? Oralitatea asta și oratoria sunt foarte impresionante astăzi. Cu cât un om este mai țipă, mai tare, face mai multe gesturi, este mai actor, face mai multe glume, mai nu știu ce, cu atât e mai admirat. Da, nu am trebuit să vă doriți asta, să iubiți pe predicator pentru cuvântul pe care vi-l spune din Scriptură, nu pentru ce cât de funny este el, dacă are iPad sau dacă citește pe hârtie. Dar știți ce făcea Jonathan Edwards? Marele predicator pe care toată lumea spune că, domnule, a fost una poate dintre cele mai iluminate minți din istoria creștinismului, își citea predicile, dragii mei. Le scria acasă cuvânt cuvânt și le citea aia păcătoși în mijloc, în mâinile unui Dumnezeu mânios. Aia a scris-o cu mânuța lui acasă, cuvânt cu cuvânt, și s-a dus și le citea. Nu era în stare, nu avea ținere de minte. Atâta. Și a fost o minte lumea. La predica aia oamenii se țineau de bănci ca să nu cadă că li se părea că se prăbușește cerul peste ei. Nu în asta stă, ci în puterea cuvântului care este rostit, nu în mijloacele prin care este rostit. Da? Ne ajută ultima utilitatea centralității, centrării în cuvântul lui Dumnezeu este să ne ajute să gândim corect și să fim influențați biblic în gândirea noastră, în sentimentele noastre și apoi în viața și comportamentul nostru. Gornal spunea, cu cât cunoștința noastră referitoare la un anume lucru este mai puternică și sigură, cu atât ea se sapă mai adânc în memorie. Dacă ai prins un adevăr din cuvântul lui Dumnezeu cu cea mai devreme, doamne, insistă în el! Insistă, pune-ți rămâne în memorie, pune-ți rămâne în ființa ta, pune-ți este parte din valorile tale. Fratele Nicu totdeauna vorbește și ne aduce din nou la ideea aceasta de credință pe care le avem. De ce? Că el a înțeles foarte bine un lucru și vrea să ne-l comunice. Fraților, valorile pe care le avem noi, ceea ce gândim noi despre cutare lucruri, aspecte din viețile noastre, dacă sunt valorile biblice, ele ne vor dirija viața în mod natural. Asta nu înseamnă că nu trebuie să insistăm și să revenim la ele, să le întărim, să le clădim, să le zidim. Da? Dar dacă am înțeles ceva clar din cuvântul lui Dumnezeu, să rămânem la lucrul acela clar. Da? Ne ajută în mod practic. Ochiul, spune Gornal, direcționează piciorul. Un om nu poate umbla în siguranță dacă nu vede pe unde merge. Principiile care stau la baza judecăților sau gândirii noastre constituie teritoriul pe care se deplasează comportamentul nostru. Dacă ele se schimbă, și acțiunile noastre se vor clătina sau se vor schimba. Pentru o mână tremurândă este greu să traseze o linie dreaptă. La fel, pentru o judecată sau o gândire greșită, este greu să conducă la un comportament corect, biblic. Și am câteva aplicații practice și închei. 1. Îmbrățișează adevărul cuvântului lui Dumnezeu cu toată sinceritatea și cu dorința de ascultare. Gornel spunea, dacă gheața produce apă și invers, la fel stau și lucrurile cu o inimă neascultătoare și o gândire greșită. Gândirea unor oameni este insensibilă, deoarece inimile lor sunt pline de viclenie. Vedeți, sinceritate. Aici este un pasaj extras exact din zona aia despre care vă spuneam din cartea lui Gordon.
rare ori se întâlnesc o gândire stabilă și o inimă împărțită. O inimă este greu de, o inimă greu de stăpânit poate mitui cu ușurință gândirea să voteze de partea ei. Vă repet, o inimă greu de stăpânit poate mitui cu ușurință gândirea să voteze de partea ei. Aceasta ne face să ne întrebăm dacă o astfel de persoană a fost îndrăgostită cu adevărat de aceste adevăruri. Pavel zice lui Timotei, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată sau sinceră, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. A doua aplicație, urmărește lucrarea cuvântului. Ia aminte atât la partea teoretică, cât și la felul în care trebuie să o pui în mod practic. 3. Evită limitarea gândirii tale la vreo persoană sau la vreun grup ca fiind standardul. Nu, eu nu citesc decât în calviniști. Acum, nu vreau să spun că este greșit lucrul acesta, da? De multe ori a studia cine este autorul cărții spune multe despre conținutul cărții. Și e o, să zicem, poate o regulă bună ca atunci, înainte de a citi o carte, să citiți niște, cum zice, reviews sau comentarii la cartea respectivă, o caracterizare succintă și de o parte și de alta. Adică și dacă sunt unii care îi fac o revizie bună la carte pozitivă și unii care spun care sunt aspectele negative la adresa cărții, ce nu le-a convenit. Și poate unii o să vedeți că unii unul nu le place că e prea calvinistă, alții că e nu știu cum. Da? Dar e bine că înainte să citiți o carte, să citiți și despre autor, cine e, de unde vine, ce crede el și așa mai departe. Da? Dar evitați să vă limitați gândirea la o persoană anume sau un grup ca fiind standard. Nu decât dacă predică, cum îl cheamă, fratele Nicu, eu pe el îl ascult. În rest nu mă interesează. Poate să predice fratele Nel, fratele Florin, fratele Cutare, fratele Geoff. Nu mă interesează, frate, să predice Nicu. Și e corect, aici sunt de acord cu noi. Zice, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie constant ceea ce este standardul nostru. Nici fratele Nicu, nici fratele Minel, nici fratele Florin, nimeni altcineva. Da? Amintiți-vă de credincioșii din Berea. Ei totdeauna făceau lucrul acesta. Ei totdeauna se întorceau la cuvântul lui Dumnezeu. Gurnal spune așa. Spoiala strălucitoare pe care o folosesc unii vorbitori orbește gândirea admiratorilor lor până acolo încât aceștia conchid că vorbirea celor din tâi este de origine divină. Așadar, este greu să prețuiești și să iubești omul ca om, să-l respecti și să nu fii în pericol de a-i trece cu vederea greșelile. Și așa este. Așa este. Domnul Iisus spunea, voi să nu vă numiți rabi sau învățători între voi, că numai unul singur este învățător. Ar fi spus, nu prețuiți un om ca fiind sursa adevărului. El este doar instrumentul prin care adevărul este transmis. De aceea trebuie să ne întoarcem constant și să comparăm ceea ce predicatorul spune, inclusiv ce vă zic eu azi, cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. Chit că pare logic uneori ca cineva dacă ne spune ceva care face sens în mintea noastră, să zicem, da, are dreptate, mergem mai departe. Al patrulea aplicație, păzește-te de curiozitate și nu te juca cu învățăturile false și promotorii lor. Unora le place chestia asta, jocul ăsta cu învățăturile false. Am auzit tot felul de aberații de-a lungul timpurilor puse de unii care nici nu te așteptai. Zice, Gurnal spune, toate răurile își găsesc mai devreme sau mai târziu drumul spre mare, dar unele au un debit mai puternic și ajung înaintea altora. Dacă dorești un drum mai scurt spre iad, poți să-ți planifici mai mult păcat, apoi strecoară-te în acest râu al doctrinei corupte și nu-ți va lua mult timp să ajungi acolo. Persoana care caută orice opinie, care ascultă orice opinie, râvnește după cele mai noi istorioare religioase, și aici este un punct interesant, se situează într-un mod periculos aproape de greșeală. Tamar și-a pierdut fecioria prin naivitatea ei. Dacă o persoană are prea multe experiențe cu vracii, cu greu se va mai putea încrede într-un medic iscusit, într-un medic priceput. Așa este. Dragii, te duci să asculti și constat lucrul ăsta și în viața mea. Dom'le, dacă am sufăr de ceva, primul lucru pe care îl fac este nu să mă duc să caut un sfat competent. Voi pe net. Ci ce netul despre durerile de cap. Și care e soluția naturistă la asta? Ce eu mai duc la medici ăștia? Asta sunt... Scuze, frate. Nu? Deci asta e, trebuie să-mi cer scuze față de fratele că e un om care a studiat, e competent în treaba asta. Nu? Dacă nu avem încredere în cei care sunt... De ce nu vă reparați dumneavoastră mașina că sunteți așa de pricepuți? Vă duceți la mecanic auto, nu? Acolo da, dar în alte privințe nu. Vezi? De ce nu întrebați pe pastor când aveți o problemă care nu înțelegeți din cuvântul lui Dumnezeu? Lasă-vă că știu și eu ce trebuie mie pastor.
Nu? A studiat, studiază. De asta, pentru asta ne rugăm pentru el, nu? Să-i dea Dumnezeu înțelepciune să ne clarifice lucrurile care nu sunt în regulă pentru noi. Ok. Caută smerit gândirea corectă a lui Dumnezeu. Cornel spunea, un călător este atât de, care este atât de sigur că el cunoaște drumul, încă nu va cere indicații. Asta e tipic pentru bărbați. Dacă ei se rătăcesc și soția zice, auzi, dar nu vrei să întrebăm unde ne aflăm? Zici, lasă, dragă, am GPS. Un călător care este atât de sigur că el cunoaște drumul, încă nu va cere indicații, poate fi primul care se rătăcește. Păzește cu seriozitate această gândire în inima ta. Dumnezeu care dorește un ochi pentru a vedea adevărul, oferă și o mână pentru a-l susține. Noi nu putem păstra fără, păstra fără Dumnezeu ceea ce avem în El. Întreține apropierea ta de Dumnezeu sau în caz contrar, nu te vei bucura de intimitatea adevărului prea multă vreme. Și ultimul, penultimul, lasă-ți inima umplută de teamă la gândul mâniei lui Dumnezeu contra apostaziei. Un martir spunea cândva, apropo de treaba asta, înainte să fie executat, a spus, iartă-mă împărate, dacă nu-ți ascult porunca. Tu mă ameninți cu închisoarea, dar Dumnezeu mă amenință cu iadul. Trebuie să ascult de cel care m-a creat. În Psalmul 119:161 spune, niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât la cuvintele tale. Ceea să ne temem de adevărurile lui Dumnezeu, dar să și ascultăm de ele. Ultima, menține o mărturie fidelă a adevărului și nu renunța la mărturisirea și apărarea adevărului nici chiar în fața pericolului sau a morții. Pavel, autorul către epistolei către evrei, spune să ținem fără șovăire la mărturisirea credinței noastre. Iar lui Timotei știți foarte bine ce spune în Iuda, luptați pentru credința care a fost dată sfinților, dată pentru totdeauna, iar în Apocalipsa 12:11 spune ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Gurnal spune, Satana vine mai întâi cu un spirit de eroare, apoi cu unul de persecuție, dacă nu are sorți de izbândă cu spiritul de eroare, de erezie. El otrăvește mințile oamenilor cu erori, apoi le umple inimile de ură împotriva credincioșilor. Este imposibil ca o eroare să aducă pace. Este ca un copil al iadului care trebuie să-i facă pe plac tatălui ei. Dar nu oricine aplaudă adevărul îl va și urma, dacă acesta îl va conduce la închisoare. Și nu oricine îl predică este gata să sufere pentru el. În timp ce toți oamenii din jurul tău aspiră la cele lumești, tu aleargă după bogățiile spirituale cu aceeași goană ca și ei. Un om nu ține prea mult să-și păstreze brațul sau piciorul dacă acesta afectează restul trupului, ci acceptă să fie tăiat. Fiecare om merge acolo unde îl mână dragostea. Dacă lumea are iubirea ta, tu îți vei cheltui viața pentru lume. Dar dacă adevărul are dragostea ta, îl vei adăposti în viața ta decât să-l lași să fie strivit. Ai grijă ca dragostea ta pentru adevăr să fie sinceră. Altfel, aceasta te va lăsa la poarta închisorii. Amin.